2 martie, dar acest video era pentru 1 martie, deci imaginați-vă că l-am postat pe 1 martie, ok? Sorry dacă ieri eu am avut cumva o zi liberă la postat și am vrut să postez, dar n-am putut fiindcă am avut prea multă treabă. Dar, din păcate, doar azi postez. Astăzi vreau să vedem ce fac eu acum de 1 martie. Adică ce fac eu de obicei de 1 martie prin casă. Haideți să începem! Ei bine, cum începe primăvara, de ce să nu aranjez această picuță care, practic, are și puișori care nu sunt pui de găină și am spus de ce să nu aranjez un pic casa. Ok, după ce aranjez un pic camera și probabil și alte camere ale mele, al doilea lucru este însăși să dau niște mărțișoare la animăluțe, dar și la familie. O să vedem cum reacționează. Ce să este pentru Poli? Poli! 1 martie fericit! Da, ok, momentan camera nu face așa de bine vizualizarea. Momentan e fericită. Îți place acest mărțișor? Este doar al tău. Pentru Paco, care e pentru Paris. Paco! Hei, amice! Poftim acest minunat mărțișor cu Paris. Momentan se uită la el un pic amărâțel în timp ce Poli se uită destul de frumos, cred că îl vrea, nu știu sigură, dar la o primăvară frumoasă, Paco! Bine! Poftiți păștișori mărțișoare pentru voi! Yay! O primăvară fericită, micuților! Stați un pic, dăm un pic. Să aprim un pic acest lucru mai... frumușeilor, priviți câte mărțișoare vă dau pentru toți. O primăvară fericită, măi, micuților, măi. Se pare că nici vouă nu prea știți ce sunt ale mărțișoare, nu-i așa? Sunteți mici și drăgălați. Dar o primăvară fericită, mititeilor. Și desigur că au ocazie de 13 abonați și abonații vor primi un mărțișor online, adică îl pot primi online. Acest mărțișor este pentru verișoara mea, Ștefania, care s-a abonat prima la canalul meu. Îi mulțumesc foarte mult pentru întreținere. Aici avem un alt mărțișor care este pentru Ari Speț. Îi mulțumesc foarte mult lui Ari pentru că s-a abonat la mine. O primăvară frumoasă și lui Ștefi și lui Ari. Acesta este un mărțișor cu... peștișori, dacă observi. Și prima oară fericit. Acest mărțișor este pentru Sebastian Onicio, cred. O primăvară frumoasă, Sebastian. Mulțumesc foarte mult că te-ai abonat la canalul meu și să ai o primăvară așa cum vrei. Acesta este mărțișor cu fluturaș, dacă n-ai observat. Acest mărțișor este pentru Sirop. Noua mea abonată, îți mulțumesc mult, Sirop. Acesta este mărțișorul pentru tine și pentru ocazia aceasta. Da, o să-ți fac videoul cu pești beta, probabil în acest video. Acest mărțișor este pentru Pastel Unicue, după cum vedeți la acest video are traducerea, dar haideți să traducem în scris. Bună, Pastel Unicue, sper că o să uiți la acest video, acest mărțișor este doar pentru tine și să ai o primăvară fericită, mersi din nou că te-ai abonat la canalul meu. Aceste mărțișoare sunt pentru ceilalți abonați ai mei, să aveți o primăvară fericită și o primăvară așa cum vreți. Aceste 8 mărțișoare sunt pentru ceilalți 8 abonați ai mei. Nu le știu exact numele, dar mulțumesc foarte mult că s-au abonat la acest canal și sper să continue să se uite. Ok, și o să fac, dacă vă întrebați, aceasta nu este pijama mea. Pijama mea este o haină pe care stau eu prin casă. Acest video este special și pentru Sirop, cea care mi-a dat un fel de video să-i zic ceva despre informații despre beta. Există mai multe rase de beta, dar aproape toate rasele de beta au aceleași informații aproape și o să-ți spun, Sirop, ce știu eu din aceste lucruri cu beta. Beta de felul tău sunt niște beta destul de normale, numai că au alte culoare, altă coadă și alt aspect. Acești beta ai tăi sunt...
foarte special pentru noi toți și sunt niște prieteni de nădejde. Și în acest video, la fel, o să te văd câteva informații despre ei și poate în legătură și cum să-i crești. Nu știu exact, dar cred că o să zic mai multe informații. Beta aceiai tăi sunt la fel aproape ca la toți beta-ul, numai că aceștia sunt alte feluri de beta care se găsesc un pic mai rar. Așa că acești beta, din câte știu eu, din informațiile mele aflate despre beta, este că practic acest beta este la fel ca toți ceilalți beta, aproape, numai că el are alte modele și cumva alte gusturi. La beta nu trebuie să dai mâncare de pești, de altfel de pești, ci doar mâncare de beta simpli. Acești beta trăiesc la cel puțin 24, 25 sau 26 de grade. Apa lor trebuie filtrată, la fel ca la orice pește, dacă nu, nu o să trăiască mult. Am văzut în comentariul că ți-a trăit un an sau un 4, nu știu exact ce ai spus, dar eu chiar te cred. Dar momentan unui beta îi trebuie și încălzitor, dar și filtru. Dacă îi verifici, apa este ok, dar trebuie să-i verifici și temperatura. Dacă cel puțin apa nu are vreo 25 de grade, cred că nu pot, prea pot să-l ții, fiindcă o să fie un pic cam frig pentru ei în acea apă. Să știi că apa trebuie un pic filtrată așa din când în când ca să nu mai stea mereu în aceeași apă, fiindcă filtrul ajută la filtrarea apei. Și ce este filtrul? Filtrul ajută la filtrarea apei, adică la curățarea apei mai intens. Dacă nu, beta-ul poate uneori să-și facă singur curat, numai că nu prea poate singur, dar nici cu alt sanitar nu poate fi ținut, fiindcă aceștia se vor lua la bătaie, fiindcă nu degeaba le spune pești luptători. Dar nici cu alt beta nu poate să fie ținut decât dacă sunt în mai multe acvarii cu mai mulți pești, sau dacă este sunul de împerecher. Dacă sunt de același gen și sunt ținuți în același acvariu, aceștia se vor apuca de bătălie. Nu știu, depinde, dacă ții o femelă și un mascul, este destul de ok, fiindcă ei probabil se vor înțelege, pentru că genul lor este de alt fel. Un beta nu trebuie ținut niciodată într-un bol. Ți-aș spune că nu este bine absolut deloc ce faci. Știu că ți-a trăit 4 ani, bravo ție, dar dacă o să vezi că beta-ul tău se simte așa din ce în ce mai posomorât, va trebui să iei măsuri, va trebui să iei acvariu cu filtru și cu încălzitor și cu plante reale pentru a se simți și ca acasă, dar pentru a și avea aer curat de la filtru, cum ar veni, apa curată mereu și, bine, mereu, filtrul doar își face treaba. Și încălzitorul ca să încălzească apa. De exemplu, eu îmi țin peștii gupii, știu că sunt altfel de pești, numai că sunt la fel ca ei, aproape. Adică ei stau mereu la filtru. Și beta-ul tău poate să nu stea la filtru, dar nu prea mult timp. Nu o să țină mult până când beta-ul tău o să îmbătrânească. Cel puțin probabil. Beta-ul poate să și îmbătrânească din cauza apei care nu este curățată și este curățată doar de către el sau ea. Nu știu exact ce este. Cred că ai spus în comentariu, dar din greșeală nu l-am citit. Deci, sorry. Nu știu și eu să mă bâlbâi. Singurul lucru care ți-ar putea spune este dacă o să vezi că beta-ul tău începe să se simtă așa din ce în ce mai poate să mă urât, să nu prea să se miște, să nu prea vrea să mănânce, trebuie să iei măsuri. Trebuie să iei acvariu dacă vezi că se întâmplă așa ceva. Și nu la un acvariu de 8 litri. Ar fi bun pentru ei, numai că pentru beta este destul de îngrămădit, dacă mă întreb pe mine. Ia-i unul de 11, 12 sau chiar 14 litri. De ce nu? Așa e mai bine că și pentru ei, dar și pentru tine, dacă vrei să-i ții. Apa trebuie schimbată așa cum faci tu săptămânal, numai că se spune că dacă îi schimbi apa săptămânal, înseamnă că iei și din teritoriu, adică stai pe teritoriul lui atunci, sau ei, atunci când iei apă. Așa că sanitarul se va resimți și cumva se va și enerva dintr-o cauză destul de nobilă, între ghilimele. Așa că eu ți-aș spune să îi faci lunar. Adică să zicem că încep să-i faci curat de pe 4 martie, da? Și atunci faci din lună în lună, adică apoi în 4 aprilie, în 4 mai, în 4 iunie, pentru că, da, săptămânal se curăță doar dacă n-ai filtru. Și am observat că tu n-ai filtru, deci poți să-i curăți săptămânal. Numai că curățarea asta săptămânal poate uneori să-l afecteze, fiindcă este prea dezderanjat. Și atunci când este prins, nu știu, poate să se întâmple orice, chiar și dacă îl prinzi fără plasă, coada poate să-i pățească orice. Și pentru că stă în altă apă și chiar dacă stă în aceeași apă, apa poate fi murdară și poate să ia germeni cu ei sau bacterii.
și poți să intre pe unde respiră și așa se îmbolnăvește. Mai bine ia un acvariu cu filtru, pentru că filtrul curăță apa și tu poți să-i cureți apa lunar, fără să te mai ocupi de apă, plus că dai mulți bani. Și ce să rost mai are? Dă niște bani pe un acvariu și să știi că merge strună. Dacă betaul tău nu se simte bine, încearcă să-l pui din nou în bol, poate și revine. Dacă nu, înseamnă că peștele tău are boală și așa cum a pățit Ari, din câte mi-a povestit ea, a încercat 4 tratamente la un pește care avea o boală afectată pentru coadă. O să-i dau eu un fel de informație așa ca să facă cumva... Dar eu ți-aș recomanda, dacă peștele tău, Sirop, chiar are ceva, ți-aș recomanda să-l lași să-și facă natura treaba. Fiindcă probabil peștele a îmbătrânit și nu cred că mai poate să reziste din cauza bacteriilor din acvariu. Dacă era ținut mai de mult în acvariu, era mai ok. Am spus cumva bacterii din acvariu, am vrut să zic din bol. Fiindcă bolul poate să acumuleze de două ori mai multe bacterii decât în acvariu. Pentru că peștele stă pe înghesuit și el își face treaba mare și din acea treaba mare a lui sau din bronhiile care respiră, ies foarte multe bacterii care se reîntorc la el și nu fac decât să-i facă rău. Sper că nu vorbesc prea rapid. Așa că sper că te-a ajutat acest video. Astea sunt singurele informații pe care le știu eu de la Beta și sper că o să te ajute atunci când să-mi spui dacă betaul tău se simte rău, fiindcă ți-a ascultat, da niște sfaturi cum să ai grijă de el. Apropo, vineri o să fac un video și cum reacționează și găinile și bunica mea, dar și celelalte animale când le dau mărțișor. Vreau să văd și eu ce fac, dar nu prea cred că o să le las la ele, fiindcă câinii habar nu au prea mult de mărțișoare și probabil le sfâșie sau ceva de genul și găina cred că nici pe atât. Deci, la revedere! Sper că v-a plăcut acest video. Este un video special de martie. Sper că v-a plăcut mărțișoarele pe care vi le-am dat și vă aștept în următorul videoclip al meu, care probabil va fi mâine. Nu știu, depinde dacă am timp. La revedere! We're killing the earth and that's really fun. No one believes us because we are young. Our forests are turning to ash in a second. Ask California, they'll tell you about it. They'll tell you how they have lost all their homes while Trump turns a blind eye and tweets on his phone. Global warming's an expensive little hoax for the last time. This is not a joke.